Și articolul 96 al numărului 957/2019 privind codul administrativ a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 381 din 12/9/2019 a domnului primar. Se constată că sunt prezenți toți cei 15 consilieri aflați în funcție, prin urmare ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Așa cum ați luat la cunoștință, pe ordinea de zi ați primit un proiect de hotărâre ce privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local de Jur. După ce v-au fost transmise aceste materiale, domnul primar a mai inițiat două proiecte de hotărâre. Ambele având aceeași structură, respectiv privind constituirea unui drept de uși și servitut asupra unui teren aparținând domeniului public al comunei Altuț în favoarea delegat Gri de Sa, beneficiar fiind două persoane diferite, unul Cășunan Paulina Școstea și unul Suciu Cristian. Comisiile și-au dat avizul, prin urmare, sunt îndeplinite condiții legale în vederea dezbaterii acestora în cadrul ședinței de astăzi. Având în vedere aceste aspecte, spun proiectul ordinii de zi completat cu cele două proiecte de hotărâre. Dacă țin discuții la procesul verbal al ședinței din ordinare din august, respectiv 22, dacă nu, supun la vot procesul verbal. Ca la fiecare ședință, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 228 din codul administrativ care fac referire la conflictul de interese, iar dacă vreun consilier are vreun interes personal la adoptarea unei din hotărâri, se anunțe acum în vederea consemnării procesul verbal al ședinței. Dacă nu avem, îl invit pe domnul președinte de ședință, Ciubotaru Fănică, să preia conducerea și să intrăm în ordinea de zi. Trecem la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Orduș. Întrebări? Atenție celor de cuvântul președintele comisiei. Toți aviz favorabil. Un singur punct am identificat la motivele pentru care se poate absenta la ședințele de comisie, ar putea fi puse aceleași motive și la ședința de consiliu, pentru că nu coincideau. Dar nu era obligatoriu să coincidă. Asta depinde de dumneavoastră. În ceea ce privește comisiile de specialitate, în lege se prevede faptul că acele situații se stabilesc de către Consiliul Local, iar în ceea ce privește ședințele din plena ale Consiliului, sunt anumite situații prevăzute de codul administrativ la care se pot adăuga conform regulamentului. Asta depinde de dumneavoastră. Consider, de exemplu, era acolo se poate lipsi dacă e plecat în concediu de odihnă. Da. E un motiv. Este doar la comisie. Este doar la comisie. Și să fie pusă și la ședința de plen. Adică sunt motive... Asta e un amendament pentru a fi completat o situație. Dar acum mai sunt alte discuții. Eu am parcurs proiectul ăsta de hotărâre și parcă e cel mai complet de când sunt eu la administrația publică. Care că nu vreau să o plătesc pe doamna secretar, dar ăsta e adevărul. Este adaptat la comuna Orituz. Mi se pare că legea 215 era prevăzut la alegerea președintelui de ședință, la constituirea Consiliului Local, cel mai vârst consilier. Legea 215 scria că să alege ca președinte la constituirea Consiliului Local consilierul care are cele mai multe mandate, care are cea mai mare victime, nu cel mai bătrân. Nu, cel mai bătrân era și atunci. Nu era, uitați-vă în 25. Cel mai cu experiență. Unul care are 6 mandate și e mai tânăr cu un an ca unul care are mandate. Bun, hai să nimic. Păi nu, nu este asta cu cea diferență între vechea legislație și actuală. Din când s-a orientat la ora 9, ora de începere a ședinței. Păi vedeți și în caz dat. S-a stat un pic ca să nu mai fie
nu face diferență la prevederea de 215, ci în privința asta. Cine conduce ședința... Ba da, face referire la cel mai vârstă, la ședința, nu de constituire, că nu mai există... Da, așa era și 215, așa este. Deci doar ședința de ceremonii privind depunerea jurământului, care va fi condusă de cel mai vârstă dintre consilieri. Mai avem articolul 17, transparență decizională. După aprobare, domnul primar trebuie să desemneze o persoană din cadrul operatului specialitate responsabilă pentru relația cu societatea civilă. Există desemnată persoană, da. Înainte mă ocupam eu, acum se ocupă Jurja Violeta. Ah, nu știu. Da. Este regulamentul sau a fost făcut după ordonanța de guvern. Bine, poate între timp mai avem situații care, în general, eu zic că am completat acolo unde dispunea că se stabilesc anumite lucruri prin regulament, da? Când mai descoperim în timp, se poate modifica. Regulamentul într-o nu pot să comentez. Dar sunt multe trimiteri la articolele din corp. Mă gândeam că... Dar era, să știți că unde am... Era trastul fost. Unde am putut, am adaptat articolul respectiv. Dar unde făcea și articolul respectiv la alt articol, era mult mai prea complicat și nu se mai înțelegea nimic. Da. Și materia multe era... Bun, regulament bun. Da, complet, pot profesional, doamna secretară. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind protejarea unui drept de uz de servicii a tuturor teren aparținând domeniul public al comunei Orgetu în favoarea de dar Grid SEA. Comisia de Agricultură. A venit favorabil, după aceea. Întrebări? La extinderea legală, tot în favoarea. Da, Proiectul de hotărâre privind construirea unui drept de uz de servitute asupra unui teren aparținând domeniului public al comunei Orgetu în favoarea dedicat Grid SEA. Păi nu, S-a făcut un drum pe la Nicorești, s-a făcut și aniversări, a fost și domnul Vice. Bărgăreștiul face. Deci construiește Bărgăreștiul, dar unii construiește trebuie vânătorii de munte pune pe terenul nostru, dar pe acolo e calea de acces. Până Troiți. Am văzut la constructori. Primăria Comunei Bărgărești, care construiește asta în momentul, a pus două ONG. Dar primăria nu trebuie să facă. Adică, noi nu contribuim cu nimic, nu? Construiesc cele pe terenul comune. Dar le-am dat acolo, era... Dar Troița aia unde vrea să pună domnul primar, nu-i sus acolo unde s-a făcut evenimentul. Nu-i jos. Și acolo e Părgăreștiului. La crucea mămușată aia. Pe platou mă începe construția noastră. Pe platou, pe platou, la părere din crucea mătării. Acum, pe lângă vădere. Nu a venit niciunul. Adică mă gândeam, e bine să
construiască numele cu teritoriul. Dar ne putea că era bine dacă se implica și primăria comună. Da, pe mai ce să mergem la toți gării și mai era, dar toate manifestele au cu ceau mușați, fac când de la comună este pe planul lor totdeauna, gării. Au făcut și ce s-au făcut de Eu ziceam că e la 2 metri în gol. Când au făcut manifestarea și au cerut voie, dar au trecut pe acolo și Pârgăreștiul a făcut drum de acces, au primit și fonduri și fonduri a primit acolo și urma să facă din banii strângi de vânători de acolo. A doua problemă, a început asfaltarea ulițelor, la biserica ortodoxă, a asfaltat șanțul care e făcut în față, l-a ridicat mai sus decât șanțul care vine prin fața cintirului. Deci dacă nu se acolo a fost o greșeală, domnul Vice a vorbit cu cine a făcut șanțul și ridică. Ridică la cu fața... Cine a făcut șanțul ăsta ca să fie... Acolo care o să aveți în ziua. Da. Deci vorbi, ora nu mai fi ocupat constructor, ăla a intrat, că nici nu i s-a plătit toată suma. Se prevedea ori un cămin de curățire între două ori să ridice mai sus. Da. Dar atunci l-a făcut... Deci am plecat, am început din nou un pic să se plieze și nu mai... Mai avem de făcut câteva și de luni începe asfaltarea. Dar s-a continuat cu risirea. Nu-i problema asfaltarea, domnul consilier. E problema de terasament, că asfaltarea în 3 zile asfaltatorului. Le-a plecat cu terasament. Dacă vă uitați pe drum, am pus bine când se lapte concasată, cu risip și îl bate. De luni vine și termină asfaltarea. E interesul lor să termine. Când vine mașina, accelerează, iar e ăsta, dar nouă ne convine, că iar de fiecare dată când strică, iar vine cu cine într-o, cine întrează, doar nu ne convine să nu termine, dar... În fața bisericii, în toată funcția forței, la intrare la biserică, 40 centimetri. După aceea vine, vine șansă, vine făcut șansă, rigolă... Carosabil. Carosabil, da, vine până să facă. Dar întâi să-ți la asfaltul și după aceea vine să mă ridică, să mă ridică asfaltul, să mă ridică, să mă ridică căminii, ca să avem acces la căminii. Bun, deci pe partea, de gola, că să va veni pe partea, pe fața bisericii, nu pe partea aia de la... Și în partea aia să va face o traversare în capăt, la lungul. La traversare și în partea aia. Vine campania, începe campania electorală. Valorile electorale la pământ. Sunt zone unde nu mai există, sunt deteriorate. Eu am văzut în așa. Nu, și pe via și pe pălău să vadă. Și peste vadă. Și peste vadă. La Hrugea e scos și era aruncat în spatele stației. La Hrugea, de ce le-au aruncat stațiile de autobuz? Era e scos și aruncat în ăsta de-a acolo. Știi, sunt câteva, nu se mai zic la mică. Până când începe campania, nu mai punem toate gardurile. Dar nici nu mai e voie. L-am dat afară, gicuță, boacă și pentru că nu i s-a spus cine i-a reclamat că pune mizerie pe stadion, acolo, pe fostul stadion. Și a venit și l-a bătut pe unul că era din zonă, zice că l-a părut. L-am dat afară cu forța din primărie și după aceea a venit incidentul cu niște copii care a dat un foc, a trebuit să mergem acolo și apropo de asta, ar trebui puțin și consilierii să se implice,
că de-aia suntem consilieri, să mergem din casă în casă și să facem puțină și educație, și cu gunoiul, și cu copiii nesupraveghească. Dacă scrie numai pe internet, citesc 2-3 pe internet, dar bătrânii nu citesc. Ia uitați-vă jos acolo. Ia uitați-vă, vedeți că sunt 400, 300. Da, am văzut asta. Internetul, știți cum se spune, e publicitate gratuită. Cu televizorul s-a prostit popor. Da, s-a prostit popor. Asta e nivel de veche. A spus, dacă nu închiriem, acum sunt bani, dacă închiriem, a spus, ne faci toate lucruri de soldat. Ați dotat buget, ați văzut ce buget avea. Cu ce plătit? Bine, puțin. N-am plătit nici piatra care am adus-o ca să facem drumurile. Așteptăm. Deci rămâne cu ce am aprobat la drumul meu cu foarte puțin. Sau deloc. Da, sperăm să vină ceva, dar ați văzut bugetul care este. Dacă reușim să terminăm niște lucrări și rămân din bani... Acum se întâmplă. Acum domnul a pus niște bani, dar acum mai facem podul la Corcoman? Adică nu facem. Undeva trebuie să rupim undeva. Din banii ăștia care avem acum, e ceva trebuie să întrerupim. Să deci, nu sunt bani de închiriat burdozer. Eu aș face doar șantier. Păi n-am scos și banii de la burdozer, că erau prevăzut bani de burdozer pentru drumuri și așa. Acum eu sper să vină excavatorul nou, că am semnat toate hârtirile, la prima oară a plecat la Bacău pentru verificare. Am trebuit să schimbăm actele pentru 20 de bani. Ăsta e fondul european. Am făcut o decontare cu asfaltul, a fost 65 de bani. A trebuit să schimbăm din nou toate documentații. Muncem două zile pentru 65 de bani la documentație. Ceea ce nu știu. Eu m-am dus la ăsta de câte ori am votat pentru cămin. M-am dus la București să semnez la CNI pentru cămin. Că toată lumea vorbește că nu se face. Dar nu știe de câte ori am schimbat hârtiile. Că unii spun gurile rele, că în loc să spun adevărul oamenilor, spune tot felul de minciuni sau numai cele convine lor. Spune-mi și bune și rele dacă vreți să faceți un lucru bun. Dar despre gunoi nu spune nimeni nimica, să nu mai arunci gunoi, că de-aia nu mai avem bani pentru gunoi, pentru că jumate nu plătesc, ce să le iei? Praful după tobă. A venit femeie la mine că nu ia rumegușul. Dar știe prea bine, am făcut publicitate, m-am împărțit priante în toată comuna. Dar unii nici nu le citesc, dar trebuie să învățăm să nu arunci gunoiul, rumegușul, să nu arunci praful care îl lăsă. Câte-aia se ridică? La anul, dacă ridicăm iară taxa de salubritate, iar e scandal. Dar hai să facem și noi consilierii să le explicăm. Iar am strâns gunoi, iar am cumpărat pun și facem campanie de strângere a gunoiului pe prunduri. Noi pierdem, noi în fiecare lună sau săptămână pierdem banii noștri care puteam face altceva, strângând gunoaie după marginea apei și după pajă. Și că vine garda de mediu, te amendează, te usucă. Mai am o problemă, așa s-a făcut. Când se apucă de construit pădețele, conform graficului luna, a avut să vrea să apuce de pădețele de margine. Nici o mișcare. Așa ne-a dat contul grafic. În luna august... Deci, până n-am avut banii, nu pot să fac absolut nimic. Nu pot să dau nici la proiectare, nu pot să... Ați un pic, vădă-l deci, conform graficului, asfaltarea pe margine este în luna aprilie 2020, dar podul trebuia să apuce în august 2019. Eu vă zic o mișcare. Spun realitatea. Da. Așa. Deci de asta de la Bârsanu, care cum văd eu lucrurile, cum se mișcă. De la Bârsanu până la curte, o să meargă la anul asfaltarea și la marge tot la anul. Eu vă spun realitatea. Bun, dar pădețele tot la anul? Pădețele, da. Pădețele a pus a câștigat. Asfaltarea a pus a câștigat cu fonduri locale asfaltarea. Acum trebuie să înceapă. Și începe întâi ăsta, podurile, nu începe. Începe cu poduri să mai lasă, să facem unde putem. Acolo se șase poduri pe mare. Dar consider că, de exemplu, dacă am tuturor, la data consiliul la grafic de lucrări, a trebuit să respecte locul. Da, dar uite câte se vezi, că de-abia am avut loc. Ăsta, doar știți că a trebuit să iau un acestitor. Cine șeful? Cine șeful? Nu uite-o spune lucrarea.
inginerul șef. Trebuie să existe cineva de tot. Cu asfaltarea asta. De la Geronda. De la Geronda. Sunt mai mulți. Nu, dar cine răspunde lucrarea asta? Jitea. Pot completa și eu cu pătețul de la Hăsma? Da, nu înțeles. Mai continui sau să știm ce avea de făcut? Pică, partea dreaptă, pică se frate. Dacă nu punem pietre acolo și facem umplutură, partea din dreapta pică jos. Păi, o să mă arăt ce o să aduc eu acolo, să mă am bine. Asumați-mă. Da. Da, mulțumesc. Alte probleme? Două gătușă. Am discutat săptămâna trecută la ședință de problema marcajului în zona Ferăstrău, produs pe Dășunț. S-a reușit să se facă adresa? Am vorbit cu cei de la circulație și totuși să vorbească și el la Bacău. Că Bacău, cam Bacău răspunde treaba asta. Se de Bacău, sunt mai multe urmă la Dășunț. Este tot. Și la școală și la școală. La Peco Botezanu, nu poți să vă spun. Niciodată nu se vă fi limitat. Da. Deci m-a spus... Da, așa a fost în etiu. A fost doar că acum mai lungă de data asta. Da, mai lungă, dar deci la intrare... Și avem în Ferăstrău nici o limită continuă mare. Păi nu știu nici mai. Și ar nu știu, vezi? Îți duci până la ieșirul din Oitru, sunt doar ca să intre la Peco. Și el a făcut trei memorii și nici acum nu i-a schimbat. E prostilul. Așa n-a schimbat, am vorbit cu domnul Vesca. I-am vorbit cu domnul Vesca, dacă pe vreți să-l începați, am vorbit să meargă pe tot traseul cu domnul Vice și să spună unde au fost sau unde trebuie există linie continuă și să facem memoriu. A avut treabă, ieri a venit consultant, a venit unul ca să vadă traseul pentru apă canal, pentru că ne-am dus pentru apă canal și la ăsta. Și deci el trebuia să facă, să vă prezinte și aici, pe unde nu e linie continuă, să trimitem la Bacău, prima dată la Bacău. I-am vorbit cu inginerul de la drumul, a zis, domnul Bădă, nu depinde de mine. Zice, alții a venit cu soluția să dăm cu negru, dar da, pe din vede cineva. Dar cei care au dat soluția? Dacă aia, cu ani în urmă era linie discontinuă, ei au pus continuă. Nu au nicio vină marcare. Lăi au primit, un memoriu de la kilometru cu tare cum să facă și așa au făcut. N-au nicio asta. Am vorbit cu... Care e logica, domnul Bar? De la piață, de la un... Să nu se întâmplă cine. Până la jucărie? Nu, eu am venit de la... Am venit de la București. Alaltă ieri am venit de la București pe partea aia, pe județul Covasna și Brașov, e tot același drum european. Sunt peste tot linii discontinue. Sunt pe marginea drumului, s-au făcut apă, canal, nu e nicio problemă. La noi umblă Andrușcă de nebunește la Iași, ți-i dea voie pentru programul de canalizare. Nici acum n-a primit aprobarea de să avem și noi aceeași la Iași. De-abia aștept să se dea și lui ca să mergem și noi, că noi acum am venit cu consultantul ca să ne facă studiul de fezabilitate apă, canal, și să facem și șoseaua națională. Domnule, un telefon nu se rezolvă nimic. Faceți-mi o adresă către poliție, o adresă. Dar trebuie să ceva... Trebuie să dea un răspuns la adresă. Păi acum trebuie să-i spune exact punctele. Trebuia să se ducă, Ei mi-au spus că la Ferăstrău, că mă dăm mi-a cu kilometri plus. Și merge cu Ionuș, știe, trebuia să ducă Ionuș. Acum trebuie să mă duc și de umor. La Peco Botezatu, au oprit o dace ținte la Peco, a făcut o coadă, că vineau și din ținte. Acolo a început să claxoneze toți. Eu dau telefonul să vezi mai interesat, dacă e și cu inginerul de la Jumul. Dacă considerați, am dus și la lucrurile linii continuă. Peste tot am desfăstat și pe linii continuă. Acum ce se evită accidente aici, domnul pune bandă de selectare pentru cel care face la stânga, ori face semn generatorii, pune plăcinte. N-ai mă să faci bandă de selectare.
toate pecurile sunt așa în situația asta. Nu mai domne, și la Cășuneanu, și la Cășuneanu aici unde a făcut, a trebuit să se roage, să cumpere, de aia s-a modificat și rețeaua electrică, că unii vorbesc că nu știu ce. Din cauza intrării, că nu poate să intre cu mașinile acolo și a cumpărat din spate. Și de aia se aduce și instalația electrică prin spate, a cumpărat, a dat cât nu face pe terenul ăla, ca să intre camioanele la magazin. Și intră pe baltă. Și de aia am votat din nou rețeaua electrică, pentru că e 45 de metri în loc de 200 sau 300 de metri, nu cum spune unii că a scos că i-a fost frică de nu știu cine sau ăsta, că e domeniul public, nu comandă nimeni pe domeniul public. Dar nu a putut să ia, că nu are cum să intre camionul, nu-i face linie discontinuă, pentru că sunt curve, nu. Și nu are loc să facă sengiratorul, în alte locuri, că așa te obligă. Și lui ăsta i-a spus, domnule, retrăgeți-vă și faceți un sengirator acolo. Da, domnul primar, dar de exemplu, ați pe cu... Dar nu se vede. Nu, 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 pentru că e curba și nu asta. Totuși, acolo e redus la redus. Da, așa? La Badeu a fost linie discontinuă și este curba. Iar asta unde nu este curba, a fost marcaj continuă. Adică trebuie să le arătăm și ce au făcut. Unde a fost linie și a pericol. Noi acum am făcut că trebuie să ducă să facă, nu se vede și sunt mai departe la Sunt localități unde este majoritatea, majoritatea acolo a câștigat, unde a prins radarul. Dar sunt localități unde este limitat. În Pug, noi nu avem Pug Baraj, dar Pugul este de la Marius să încoace. Porțiunea asta e începusă că ne-a rugat foarte mult să se pune limita de comună acolo. Că unii spune că prea fructare, cum era Fonoca. Fonoca a zis... Sânel, că prea tare fug mașini, hai să punem limită, să punem. La unul îi face așa, la unul dacă nu-i face să-l supăr așa. 70 de lucruri, o viteză. Cam asta. Hai să fie, aici nu merge limitul 50 pe acolo. Da, nu, dar pe perioada nu știu eu de altceva. Nu-i vorba de ea. Nu-i vorba de altceva. Eu știu pe cineva care i-a luat pe listă. Că depășește cum am unul. Deci uite trafic cu poarcii, adică nu sunt mult. Poarcii și la drum. Mers cu 71. Și la drumul ăla, la intersecție, trebuie la anul să faci ceva. Cu șans carosabil, că e un podeț, acolo vin mașini, domnul Nenu, că și unde intră acolo la domnul Nenu. Trebuie făcut un podeț mai larg și să treacă și apa totdeauna să claxonează, să strică drumul, că pui până chiar în curbă, ia curba, mereu astup. Acolo. Trebuie făcut cumva cu piatra ori asfaltată în zona aia, trebuie să o avem în vedere la anul, cu toate că l-ai prevăzut ca drum județean, dar dacă nu facem noi, nu face nici Dumnezeu. Alte întrebări? Și a doua întrebare, vreau o întrebare, o să vă întreb ca consilier precis ieșirile din unde se asfaltează. Sunt ieșiri legătura cu drumul național, nu au fost aprobate. O să rămână până la anul așa și la anul o să facem un alt proiect cu fonduri, deci patru vor fi asfaltate, cu fonduri locale, da. Ca să fie o treabă ca lumea făcută. Biserica a asfaltat, cooperativa a asfaltat, Biserica Catolică, câte am spus? Trei? Trei. Și aici. La și aici. Restul la centrală, la Gabor, și aici nu sunt.
De care motiv? Dar pe ce motiv? Pentru că nu le-a dat nata voie drumul național. Ține de drumul național. Nu, că nu e vizibilitate. E panta prea mare, că e panta prea mare, nu are. Și ce a făcut, nu este vizibilitate. Este vizibilitate, ce? Și acum, nu e o stat eu personal. Ca să știți. Ca să știți. Nu vedem că așa de data, că e vizibilitate. Dar și la pe drumul rău, nu-i tot aia. Dar și a doua de așa, dar cum se face nu are. Cocoșul. Dar n-au vrut să aprobe și ca să poată să aprobe și el ăsta l-am făcut, dar dacă vă întreabă să spuneți că la anul să finalizeze, să arăte ca toată lumea, dar cu sprijinul dumneavoastră să... Pentru că eu am vorbit, mi-a spus modalitatea cum se face, că trebuie o modalitate diferită față de să poți să treci pe sfârșit. Și băiatul ăsta de la ferăstrău care l-a făcut casă, Mihai, care putem să-l ajutăm cu ceva? Eu știu, să-i dăm o mamă. Da, arsă când? Și la ăsta, la poane, eu ars graz. Asta nu e o problemă, dar are casă. Dar da, în primul rând vă pot spune că am fost cu utilaje și am scoat toată mizeria de acolo. În al doilea rând am dat comandă de material pentru acoperiș. Ce putem să-i facem? Când cu personal, de pentru că stata plătim. Acum l-am rugat pe domnul Botez, acum mă duc eu la deal, suntem să-i băgăm iar din nou curent, că acolo e o problemă. Da, da, da. Sunt instalația electrică. Da, asta are drumul? Nu știe nimeni. Și vrea să facem vreo 10 plăcuțe, să ne punem de acord cum, să știm și noi unde este pădurea, proprietatea comunei Uitu, spunem, OAT, să pun la Slănic, spre exemplu, la tabă acolo. Eventual, sub aia să punem camparea interzisă, să nu se mai ducă la grătare, aici la Margareta. De fiecare dată când mă duc, am luat poliția de la primărie, te duci peste el, domnule, eu n-am știut că la cui terenul aici, n-am știut că-i paziști, n-am știut că-i așa. Da, nu e o problemă. Unii sunt simțiți, au sac de gunoi, asta, domnule, și tu sac de gunoi și cu asta, aici este pășuri, nu mai aici e asta. Aici e problema, domnule, că de gunoi. Aia, și dacă punem mare plăcuțe, are mai informăm, le mai dau un pliant, să nu mai se ducă la grătare. Sau... Și la Slănic, am găsit la grătare, acolo la turismul de scăpt. Dar de condiții la turici pe unde să stea la grătare? Noi ne plăcuțe le punem de interzicere, dar ca să-i... Dar dacă este pășune, n-au voie, domnule, că în legii spune că n-ai voie să te duci. Dacă să găsim o soluție. Uite că vine o secetă și nu mai... Știți care e soluția? Să amenajeze primăria, să-i facă masă, să-i facă loc de gunoi, să-i facă... Aia e singura soluție. Nu-l lași pe om. El așa să duci și o plătești șoate după ei. Taie și arii. Și la UNESCO a făcut. Toată vara am stat acolo. Și nu fac altcineva. Nu fac altcineva decât așa de nu-i duc. Doamnă Fiorăi. Altcineva nu-i făcut. Exact cum spuneți dumneavoastră. La UNESCO a făcut pentru marginea Cașinului și acelea oamenilor s-a scos afară, s-a lăsat numai parc și ăsta, pe strada Cașinului. La dumneavoastră deci, în față. Da, 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 erau niște. Au făcut oameni să făcea gălăgie până noaptea târziu. Trebuia să facă numai acolo unii solicite, nu? Să facă peste tot aiurea. Face, a făcut aiurea. Prima dată a făcut la dumneavoastră. Era un parc acolo și oamenii n-au fost de acolo și s-a scos. Pentru că nimeni nu venea să plătească, nimeni făcea miserii, gălăgie până noaptea. Acum așa e și aici. Noi dacă punem, trebuie să-i faci. Pe ce? Trebuie să-i faci cheltuieli, nu câștigi cât cheltui. Și dacă ar veni cetățenii noștri, dar vin din altă parte. Nu trebuie cu șoară, nu trebuie cu șoară și acolo pe stânga. Acolo tot timpul. Vedeți că am primit acolo. Acolo are Nicușor, n-ar trebui să trebuie. Nu, nu la Nicușor, dincolo. De la Nicușor până la Matale, Păzeană, pe stânga. Nici acolo n-au voie. Acolo e proprietatea Torbatorului, n-au voie ăsta, încă nu ne-a. Iar am trimis la București, iar am trimis la Paris, în Franța, hârtire, când i-a desintagrat, ne-a venit înapoi. Și acum l-am primit la telefon și iar durează o lună de zile până vine să putem semna. Păi, până la urmă, trebuie să primiți o delegație, că e mai ieftin. E mai ieftin să putem la ușa lor și să... Sigur. Și să vreo două zile să le așteptăm? Nu, no. Să vină amenazare, acum vreau să știe exact, exact. O să facă limite, o să facă, pui o pancartă, știi ca primăria. Dacă se poate. La aici asta și atunci ai banda, nu? Da, da, da. 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 Da, da, da
Da, ședința e